Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă emisiune cu caracter electoral intitulată Generos, vreau să știu ce votez, unde am deosebită plăcere să am ca invitată o tânără profesoară în persoana Adrianei Maria Robu, candidat independent la primăria Săbăoani. Bine ați venit în această frumoasă ultimă zi de mai, doamnă profesoară Robu, și cu gânduri din cele mai bune pentru a accesa la o demnitate publică ca aceea de primar al uneia din cele mai mari localități din Moldova și cu siguranță cea mai mare localitate din județul Neamț. Bine ați venit la Roman 24 online. Vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră de a mă găzdui astăzi în studiourile televiziunii Roman 24. O să încep cu întrebarea firească. Cine sunteți dumneavoastră, doamnă profesor Robu? Și cum de un om tânăr are, a luat această decizie importantă în viața oricărui intelectual de a depăși granițele catedrei, ale pragul școlii și a își dărui forțele și energia unei comunități mai mare. În primul rând am impresia că dumneavoastră sunteți căsătorită, da, în Săbăoani sau sunteți din Săbăoani? Sunt născută în Săbăoani, sunt căsătorită acolo, acolo lucrez. Da. În ce an v-ați născut? Unde? 1980, în Săbăoani născută, acolo am învățat. Ulterior am terminat facultatea la Iași, filologie. De asemenea, am obținut un doctorat în filologie în anul 2013. Ulterior am ajuns să colaborez și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde predau două cursuri la masterat. Și de asemenea desfășor activitate în sfera cercetării, în zona analizei discursului și pragmaticii lingvistice. Că m-ați întrebat cine sunt, sunt mamă a doi copii. Ați avut un imbold din partea familiei de a intra în domeniul acesta, că într-un fel e politic, și întrebarea mea următoare este: de ce independent și nu v-ați afiliat, așa cum e moda, unui partid? De ce nu v-ați găsit loc într-un partid politic? Pentru că cineva care are în spate un partid politic accesează mai ușor, are o structură organizatorică, are în spate, are colegii care le ajută, așa de unul singur. Da. E mult mai greu. Sigur că da. Ca să răspund primei întrebări, da, am susținere din partea familiei, dar mai mult decât atât, cetățenii au fost cei care m-au încurajat de nenumărate ori să candidez la această funcție importantă în localitatea noastră. Încă de anul trecut, foarte mulți oameni au venit și mi-au propus să candidez, având în vedere și faptul că sunt consilier local și că am ajuns... Din independent sau din partea unei formațiuni? Am fost din partea unei formațiuni politice, dar mi-am dat... A cui? A cărei formațiuni? Partidul Național Liberal. Dar ulterior, din cauza unei nemulțumiri a mele, am demisionat și am decis astfel să candidez independent, considerând că nu-i pot lăsa pe cetățeni cu dezamăgirea aceasta de a nu mai avea candidat în condițiile în care propunerea a venit de la dumnealor, și pot să spun că mă bucur de susținere. Cât de multe semnături a fost, că aici fostiți o mare, mare problemă cu strângerea aceea de semnături. Da. De câte semnături ați avut nevoie ca independent? Știți că a fost și cazul acela de la Roman, când s-a disputat 7.000, 10.000, câte semnături, da, ați avut? Conform legislației, și un candidat independent, ca și orice alt candidat la comună, a avut nevoie de minimum 100 de semnături. Eu am reușit să strâng mult mai multe într-un timp foarte scurt, deci chiar nu a fost asta o problemă, strângerea de semnături.
Întrebarea mea următoare este cea legată de ceea ce poate face un cadru didactic pe postul acesta de primar, știut fiind că problemele legate de școală sunt importante într-o comunitate, dar sunt acolo mult mai multe probleme care trebuie cunoscute, trebuie rezolvate. Da. Cu siguranță eu deja cunosc mai toate problemele din localitatea Săbăoani, atât din Traian, cât și din calitatea dumneavoastră de consilier local. Și de consilier local, dar și ca profesor, pentru că sunt implicată și am fost implicată în multe proiecte de voluntariat, proiecte educaționale, dar am și reușit pe plan, să spunem, individual să demarez o serie de parteneriate și colaborări cu instituțiile din localitate și să ajung să-mi dau seama care sunt problemele principale ale Săbăoaniului. Sigur că, da, un cadru didactic poate să facă multe atât pentru educație, cât și pentru celelalte sfere ale activității de zi cu zi în zona socialului, economicului. Și aveți și câteva exemple, probabil, la îndemână. Avem primarul de la Roma în cadru didactic, mai avem primarul de la Săbăoani, la dumneavoastră. Sigur că da. Și mai sunt și alți primari cadre didactice. Sigur provenind. Că da. Poate fi o calitate aceasta, faptul că știm să relaționăm cu oamenii, ne-am obișnuit la catedră. Stilul de comunicare. Sigur că da, să înțelegem pe ceilalți, să empatizăm cu ei. După aia, modul de a relaționa cu familiile, un cadru didactic este cunoscut de sute de oameni, mii de oameni în cazul comunii Săbăoani. Și de multe ori, sigur că trebuie să discutăm cu părinții, să găsim soluții împreună și astfel să ne cunoaștem bine dorințele, gândurile. Proiectele mele se desfășoară pe mai multe direcții, economic, social, pe educație și în acest sens... Aș vrea să le luăm rând pe rând. Cu ce începem? Cu școala care vă e familiară. Da. Cât privește învățământul, am mai multe direcții aici de lucru. În primul rând, consider că este nevoie de un program after school la noi în Săbăoani. Sunt foarte mulți părinți plecați, copii lăsați în localitate, în grija bunicilor, rudelor și care întâmpină multe dificultăți în a-și rezolva temele, chiar și în a-și petrece timpul cu o persoană capabilă să-i coordoneze, să-i ajute la teme. Asta ar fi una dintre chestiuni care cred că se poate rezolva prin găsirea unei linii de finanțare în acest sens pentru a putea plăti cadre didactice și chiar să le oferim o masă caldă. Vă referiți la finanțare europeană, națională, în special la linie de finanțare europeană. Mai apoi, tot în sfera educației, dar cu legătură la zona economică, am gândit două proiecte și în acest sens am deja o discuție foarte serioasă cu un întreprinzător, un săbăonean plecat de mulți ani de la noi din sat și care s-a afirmat în Italia, doritor să vină și să investească în Săbăoani, să-și ajute comunitatea. În paralel cu această dorință... Vreau să rămânem un pic în acest domeniu, pentru că mi-ați anticipat o întrebare a mea, da, referitoare la scăderea dramatică din punct de vedere demografic. Știți că vă spuneam chiar înainte de emisiune că la Revoluție Comuna Săbăoani avea în jur de 13.000 de locuitori. Iată că, după ultimele statistici cunoscute de mine cel puțin, a coborât și aici undeva pe la 8.000 și de locuitori, ceea ce este dramatic. Și plus gradul de îmbătrânire a populației este... Așa este, dacă... Cum v-ați gândit, ce pârghii v-ați gândit să folosiți pentru a-i determina pe concetățenii dumneavoastră stabiliți în diaspora să se întoarcă acasă, așa cum ați spus că ați găsit înțelegere la unul din întreprinzătorii din Săbăoani? Sigur că da.
Tocmai pe această linie vreau să discut mai mult cu întreprinzătorii, pentru că problema stringentă a Săboanului și cred că a foarte multor localități din zonă, din țară, este lipsa locurilor de muncă. De aceea tinerii noștri au ales să plece în străinătate, să-și lase părinții sau invers. Din păcate, muncind pe nimic și umiliți și cu toată tacâmul. Sigur că da. Și de aceea spun că aici trebuie să ne concentrăm forțele, ideile și să venim cu proiecte de încurajare a întreprinzătorilor pentru a crea locuri de muncă și implicit să încurajăm pe tinerii noștri să se întoarcă în țară. De aceea, legat de ce spuneam și mai devreme, intenționez în colaborare cu instituția de învățământ de la noi, din localitate, și cu întreprinzătorul care dorește să investească în Săbăoani, să înființăm și o clasă de profesională de elevi. Asta fiind un punct extrem de important, cel al reîntoarcerii învățământului la ceea ce înseamnă învățământul pregătire, profesional, sigur. Pentru că toată lumea s-a visat cu diplomă de facultate, nu toată lumea își dorește are asta, loc. Fără îndoială. Și orice meserie consider că este onorabilă atâta vreme, sigur, cât se face cu dăruire, cu implicare, și atunci trebuie să avem în vedere acest aspect. Pregătirea profesională serioasă, eventual cu învățământul dual, cu finanțarea atât din partea instituțiilor de învățământ, cât și din partea întreprinzătorilor care îi asigură. Cam la ce domeniu s-ar orienta întreprinzătorul dumneavoastră? Este vorba de ce ar vrea să deschidă acolo? Sigur că da, este vorba de domeniul croitoriei. Este afirmat deja pe plan internațional, are croitorie de lux și își dorește foarte mult să investească. Cred că știu și la cine vă referiți, puteți da nume chiar. Da, este vorba de Sartoria Robu, sigur că da. Cine n-a auzit a fost deja, sunteți cumva rude, pentru că vreau să remarc, mă întreba un coleg înainte de intrare în emisiune, domnule, doamna Robu, știți, zic, cel puțin un sfert din populația comunei Săbăoani, se numește Robu. Este unul din cele mai des întâlnite nume acolo. Sunt mai multe ramuri de Robu, dar fără să avem legătură de familie, fără nicio... Croitorie de lux la Săbăoani, da? Sartoria Robu. De ce nu? Sigur că da. Trebuie să avem în vedere, de exemplu, eu mă gândesc la modelul țărilor din afară. Mi-am petrecut o vreme în Germania și am văzut că acolo foarte multe localități mici, mai mici chiar decât Săboaniu, aveau industrie, aveau întreprinderi în care să angajeze oamenii. Deci nu e nicio problemă. Nu v-ați gândit cumva că domnul Robu ar putea să vină în această campanie să vă susțină, sau n-a avut timp să o facă? Am văzut recent un reportaj la Antena 3. Tot ce pot să vă spun este că o să vină. Săptămâna asta? Da. Atunci înseamnă că suntem primii care vom veni să filmăm acolo. Da, cu mare drag, sigur că da. Spuneți-mi, ați creionat deja proiectul sau odată cu venirea sa... Da, am discutăm deja de o vreme, de pașii pe care trebuie să-i urmăm în acest sens. Sperăm să avem și susținerea instituției de învățământ și ulterior să găsim formula aceasta de aducere a firmei la Săbăoani. Acum, domeniul acesta al croitoriei, al tricotajelor, este unul foarte des folosit în perioada asta post-revoluționară. Din păcate, a fost acel lon care a transformat muncitorul român în sclav. Probabil că veți depăși faza aceasta și veți trece la ceea ce înseamnă croitorie chiar de lux, cu o linie... Fără îndoială, despre asta este vorba și intenționăm să lucrăm și la percepția oamenilor despre ce înseamnă meserie, despre ce înseamnă o pregătire serioasă, pentru că nu numai pregătirea teoretică trebuie avută în vedere, ci și cea practică, pentru că aici e marea problemă a zilelor noastre și a zonelor acestora mai puțin dezvoltate.
De trebuie să avem în vedere pregătirea pe tot felul de meserii. Probabil că ați împărtășit ideea dumneavoastră și colegilor de cancelare. Cum a fost ea îmbrățișată? Foarte bine. Chiar discutam astăzi cu o doamnă profesoară care susține aceeași idee. Trebuie, deci, să avem în vedere cum să procedăm astfel încât să ducem la bun sfârșit gândul nostru de a ajuta cetățenii. Eu încerc să vă descos pentru că subiectul este extrem de generos. Sartoria, Robo a devenit un brand mondial. Cum poate fi el adus în Săbăoan și să devină și brandul comunei Săbăoani? Aici cred că e vorba de oferirea unor facilități. Trebuie să ne gândim ce anume putem să-i oferim noi ca și instituție, primăria, un spațiu adecvat, pentru că dumnealui este... Reducere de taxe și impozite, facilități fiscale. Asta e vorba. Și în calitatea dumneavoastră de consilier local, nu ați încercat să puneți pe tapet această chestiune și în mandatul acesta pe care... Ideea este foarte nouă, discuția noastră este recentă, astfel încât nu am avut ocazia să o abordez și în cadrul Consiliului Local. Cred că aceasta ar fi o mică latură din ceea ce înseamnă economie. V-ați gândit și la alte proiecte economice, afară de acesta, care este genial, pot să spun? Sigur că da. În aceeași ordine de idei, deci sunt legat de proiectul acesta de investiție, am gândit și o linie prin care să accesăm fonduri europene pentru calificarea și recalificarea cetățenilor, nu numai a elevilor prin pregătire profesională, ci să vedem exact despre ce alte meserii putem vorbi și unde s-ar putea angaja oameni pe baza unei pregătiri făcute prin fonduri europene. Da, aici este bine. S-a încercat ceva prin acele grupuri de acțiune locală. Iată că ați avut și la Săbăoan Gal Valea Siretului, dar din păcate am înțeles că acestea au sucombat. Da, se pare că s-au autoconsumat. Da, au intervenit probabil o serie de probleme. Deci trebuie să gândim din nou echipe prin care să putem accesa fonduri europene, mai ales în condițiile în care se pare că mai sunt doar 4 ani când vom primi fonduri europene. Deci... Și din păcate, fără să facem politică prea mult, că dumneavoastră sunteți independentă, iată că guvernul acesta tehnocrat a ajuns la performanța de a fi accesat până la ora la care vorbim, zero. Da. Euro. Din fonduri europene, ceea ce este o mare problemă. La ce domenii v-ați gândit dumneavoastră prin revigorarea acestor galuri? Și dacă aveți experiența altor de proiecte la școală, a unor proiecte cu finanțare europeană? Nu neapărat pe linia educației sau accesat astfel de fonduri, dar la noi în Săbăoan au mai fost câteva inițiative în zona agriculturii. Proiecte de succes. Și că o moară s-a făcut, parcă era ceva în domeniu, dacă nu mai amintesc eu bine. Întreprinzători mai mici care și-au achiziționat utilaje pentru agricultură. Din punctul meu de vedere și aici trebuie lucrat foarte mult, pentru că Săbăoaniu deține terenuri destul de multe, sunt cetățeni care au proprietăți și atunci ar trebui să gândim cum să facem să utilizăm eficient aceste terenuri în favoarea comunității noastre. Ca și consilier în opoziție, zic eu, cred că ați avut și o serie de chestiuni de obiectat în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. Care ar fi punctul dumneavoastră de vedere și cu ce ați venit nou față de ceea ce s-a realizat la Săbăoan din punct de vedere al infrastructurii? Da. În platforma mea program am în vedere asfaltarea drumurilor din Săbăoan. Se pare că la Săbăoan de multe ori lucrul acesta nu s-a făcut cu succes.
Pentru că s-au gândit proiecte de asfaltare și ulterior s-au pus în discuție și s-au făcut de asemenea proiecte de canalizare, de racordare la gaz, metan, de apă și așa mai departe. Ulterior, sigur că asfaltărilor, lucru care a însemnat distrugerea practic a lucrărilor. Chiar dacă s-au refăcut, totuși observăm și chiar de curând am constatat lucrul acesta, s-au surpat efectiv zone din șosele din cauza lucrărilor prost făcute. Rămânând în domeniul ăsta al infrastructurii rutiere, a proiectelor de apă și canalizare, pe mine mă preocupă un alt fenomen, nu doar la Săboani, mă refer și la Cordun, mă refer și la Dolce și la alte sate care între timp s-au racordat la noile rețele de apă. Foarte puțin din populație, după ce instalația aceasta a fost dată în folosință, acceptă să se racordeze și da, s-a ajuns la anomalia, la această situație, încât ele nu se pot amorti pentru că au costat prea mult și lumea nu vrea să se recordeze. Apa e de la Dumnezeu venită, spune omul. Așa este. Da. Problema cea mare aici este, o constituie costurile de racordare a cetățeanului la gaz în special, pentru că pentru a se lega omul la rețeaua de gaz, are nevoie de o sumă destul de mare. Pe care mai ales la țară oamenii... Este 30-40 de milioane vechi, da? 3.000-4.000 de lei, ca să-și aducă gazul în casă. Lucru care este peste puterile multora dintre cetățeni. De asemenea, eu am în vedere și partea de estetică. Mă gândesc la cosmetizarea localității noastre. De ce nu am achiziționat niște mașini de tuns iarba și să venim să sprijinim cetățenii, mai ales bătrânii, să-și amenajeze spațiile din fața porților? Avem localități prin împrejurim unde am văzut că se poate acest lucru. La noi încă lucrurile stau prost în această privință. De asemenea, am în vedere stabilirea unor parteneriate cu biserica, cu ONG-urile, pentru susținerea familiilor nevoiașe, a bătrânilor, a copiilor rămași acasă și mai ales mă gândesc la propunerea unor proiecte de consiliere a copiilor rămași singuri în țară sau cu bunicii, deci fără părinți alături. Ne întoarcem la problema la care... Sigur că da, sigur. Și în acest sens, sigur, vizez consilierea copiilor, pentru că foarte mulți dintre copii, adolescenți, sunt dezorientați, au probleme de înțelegere, de raportare la ceilalți, ca urmare a acestor lipsuri de ordin afectiv din familie. Mai avem mai puțin de 10 minute din emisiunea noastră. Aș vrea să vă calibrați dumneavoastră restul chestiunilor pe care vreți să le abordăm în funcție de programul electoral cu care veniți în fața cetățenilor. Da. De asemenea, am avut în vedere în platforma mea program amenajarea parcărilor, mai ales în centrul satului, în zona pieței, a bisericii, a școlii, unde avem niște șanțuri destul de periculoase, peste care trebuie să construim parcări. Lucrul acesta se poate face din bugetul local, cu finanțare din bugetul local, iar cât privește piața agroalimentară, putem foarte bine să folosim banii din taxele adunate sâmbătă la piața agroalimentară. De asemenea, vorbeam de cosmetizarea satului nostru, dar în aceeași ordine de idei am în vedere amenajarea unor spații verzi, unor spații de joacă pentru copii. Avem foarte multe poienițe în sat, unde trebuie să facem ceva, să plantăm niște copaci, să punem niște băncuțe, să tundem iarba constant și astfel să folosim aceste spații pentru joacă, pentru relaxare. Sunt multe alte probleme, de exemplu dispensarele, atât din Traian cât și din Săbăoani. Pentru cel din Traian deja au fost alocate fonduri din bugetul local,
Au fost demarate lucrările, sperăm să se ducă la bun sfârșit, dar rămâne dispensarul de la Săbăoani, care e într-o stare destul de deplorabilă, poate e mult spus, dar cred că nu mai corespunde fără îndoială. Și de aceea este nevoie de finanțare pe această linie și de adecvare a spațiilor pentru centrul medical aferent. Ca și consilier în acest mandat, a fost primul dumneavoastră mandat. Al doilea mandat. Da, credeți că ați dobândit experiența necesară pentru postul de primar și dacă credeți că faptul că alegerile se desfășoară duminică, acum într-un singur tur, este un avantaj sau un dezavantaj al dumneavoastră? Cu siguranță pot spune că am dobândit experiențe în acești ani de mandat în cadrul Consiliului Local, unde am avut ocazia să cunosc bine problemele localității, să văd cum se conturează un proiect sau mai multe proiecte de asfaltare și în diferite zone, să înțeleg ce înseamnă un studiu de fezabilitate, un studiu tehnic care presupune multă muncă. De asemenea, să-mi fac idei clare despre bugetul local, despre cum trebuie alocați banii în diferitele direcții de investiții, de cheltuieli și așa mai departe. Fără îndoială că am susținerea cetățenilor, chiar dacă este vorba de alegeri într-un singur tur. Pentru mine cred că este un avantaj, sunt candidat independent, asta înseamnă că reprezint cetățenii direct, pe linie directă, cetățenii care mă vor susține, sper, până la capăt. În calitate de candidat al opoziției, pentru că la Săbăoani Partidul Național Liberal, deși la un moment dat ne-ați candidat pe liste comune USL-ul când ați intrat în cel de-al doilea mandat, a fost în opoziție. S-a auzit vocea consilierei Robu în cei 4 ani, mă refer la o voce critică. Da, atunci când a fost cazul să mă opun unor proiecte de hotărâre, precum înstrăinarea unor terenuri, am luat atitudine sau concesionarea unor spații pe care le-am considerat. Unui limbaj decent, că la dumneavoastră acolo este și o atmosferă pe care o știe toată lumea. Fără îndoială, eu am pledat întotdeauna pentru respect și pentru armonie în cadrul Consiliului Local. Și de aceea am luat atitudine și în acest sens când s-au depășit limitele bunului simț. Ce veți face dumneavoastră din acest punct de vedere pentru a crea coeziunea Consiliului Local? Pentru că mai ales ca primar independent veți avea și pârghiile necesare echilibrării spectrului politic local. Da. Și acesta este un punct din programul meu și anume încercarea de a stabili o relație de colaborare între consilieri și mai ales de a dispărea granițele dintre partidele politice atunci când este cazul să luăm decizii în favoarea cetățenilor noștri. Cuvântul final, doamnă consilier, unde vă găsesc cetățenii din Săbăoani, pe buletinul de vot, ce trebuie să fac odată ajuns în cabina de vot duminică în ziua alegerilor. Pe buletinul de vot, pe poziția 7, la funcția de primar, candidat la funcția de primar independent, iar la funcția de consilier sunt pe poziția a 6-a. Am certitudinea că cetățenii îmi vor da votul lor de încredere, pentru că eu consider că pot să-i reprezint cu succes
și că pot să armonizez lucrurile atât în ceea ce privește comunicarea în Consiliul Local, dar și comunicarea cu cetățeanul. Relația dintre primărie și cetățean trebuie să fie una nu de subordonare, ci de cooperare, de înțelegere și de ascultare a celorlalți. Și sub ce slogan electoral s-a desfășurat întreaga dumneavoastră campanie? Asta e ultima întrebare pe care vă pun. Campania mea în strânsă relație cu meseria pe care o practic are sloganul pentru o comunitate de nota 10. Și noi îi dăm azi doamnei profesoare Robu nota 10 și din punct de vedere al moderatorului acestei emisiuni afinitățile sunt cu atât mai mari cu cât suntem colegi de breaslă, chiar dacă eu în generația care merge de acum cu cârja, dumneavoastră o tânără reprezentantă și entuziastă, nu îmi rămâne decât să vă acord toată încrederea mea și să cer cetățenilor comunei să aibă încredere în dumneavoastră și să voteze duminică poziția 7 la primar, poziția 6 la Consiliul Local. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră și sper să venim cu vești bune în continuare aici. Și nu uitați că una din ținutele Sartoria o să fie și pentru o băbuță ca mine. Pe rânduială! O zi bună, stimați telespectatori, și rămâneți în continuare pe Roman24 Online.